Salutare toată lumea și bine m-am găsit la ceva ce multă lume face acum, pentru că din ce am văzut eu pe YouTube sunt foarte mulți care critică toate comunitățile mari de Samp. Și știu că acum mă joc GTA 5, dar este tot un GTA, n-am vrut să fac discriminări și să mă joc pe un anumit server, pentru că poate o să-mi sară lumea în cap. Așa că cât facem noi aici pe fundal un gameplay, o să vă spun și eu părerea mea. În primul rând vreau să vă spun că am jucat pe toate serverele cel puțin 6 luni de zile. Bine, a trecut ceva timp de atunci, dar... na. Deci, prima oară să începem cu Ruby, pentru că e cea mai nouă comunitate și... e ultimul server pe care am jucat. Acum nu mai joc Sam, pentru că... da. Adică mai joc, dar nu cum jucam înainte, vă dați și voi seama. Cred că așa sunteți și voi. Cheful de Sam s-a cam dus. Ruby, dacă nu știați, dar cam toată lumea știe, este o comunitate formată de Awake, a.k.a. Cum îi zicem? Andrei Dănăcică sau Alex Dănăcică? Alexandru Dănăcică, așa. Și mie personal mi-a plăcut pe server, mi-a plăcut că oamenii erau foarte de treabă. Le cere ajutorul unui om sau mai mult și unii chiar te ajută față de alte servere pe care am jucat. Încă o fază care mi-a plăcut la acea comunitate a fost că se dau mereu update-uri. Mai ales cel cu Battlegrounds, cu joburile. Băieții au idei multe și un scriptor care poate să le pună în practică, să zic așa. Și, na. Cred că faza... v-ați dat și voi seama că playerii de pe comunitățile mari au scăzut ca să se ducă pe Ruby, pentru că au vrut să vadă ce e cu... lol. O să se joacă pe Xbox 360. Aoleu. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Hey, well, why don't you do something then? Hai că ăștia se certă. Is that what you want to be hit by your son? Yeah. Și da, faza cu Ruby este că toți playerii mari, așa cred eu, toți playerii mari au venit de pe Bugget, OG Time și Bizon ca să vadă care-i treaba, de ce toată lumea se duce acolo. Și chiar am văzut nume mari de pe Bugge, de pe Bizon, de pe OG Times, nu prea mai știu că n-am jucat așa serios. Dar până acum are succes, nu știu cât o să țină. Da, bravo ține, oi, dacă te uiți la videoclipul ăsta, se pare că ai făcut o treabă bună. OG Times. OG Times mi-a părut sincer ca un fel de copie a Bugget. Bine, are niște chestii unice, de exemplu faza cu taxiul. Pui checkpoint-ul pe hartă și ți-l vede. Pe niciun server n-am văzut chestia asta, ceea ce e un mare plus. Dar mie mi-a părut un Bugget într-un fel mai îmbunătățit și într-un fel mai stricat. Dar mai mult îmbunătățit. Deci, na. Bă, dar eu vreau să iau și o altă mașină. Și cam asta e faza cu OG Times, na. Oricum, playerii au început să scadă, m-am zis, pe toate serverele, nu știu cât sunt acum, dar... clar sunt mai puțin. Bizon. Pe Bizon am jucat aproape 3 ani de zile cu pauze și mi-a plăcut, frate. Mi-a plăcut că economia era cam ca în realitate, gen dădeai 10.000 pe o mașină, cam înceată, dar era mașină și banii se făceau mai greu. Da, da, mulți nu știu cum era înainte să se facă update-ul la mare când primești mai mulți bani la joburi. Frate, deci m-am chinuit un an să fac rost din premier. Un an. Sunteți nebun la cap. Un an de zile. Am muncit, am făcut afaceri. Vă dați seama că nu continu, pentru că... na, era Samp. Atunci n-aveam calculator bun. O mai jucam și Metin.
totuși Bizon, stafful mie mi s-a părut ok, la vremea mea, acum un an jumate, când m-am stat eu de Bizon. Bine, lumea și acum mă mai cunoaște unii, mă mai cunosc, îmi scuzați alfabetul. Dar o părere generală despre Bizon este un server bun, dar eu sincer, la câți playeri am văzut că are acum, le-aș recomanda să-și unească 2-3 servere, să facă mai mulți. Bine, chestia este că o să fie complicat cu facțiunile, că lumea vrea în facțiuni. E o chestie destul de complicată să unești un server. Deci am vorbit și despre OGT. Select a bike. Deci vreau să iau pe asta. Stai și cum pedalezi. Așa, deci ultimul este Bugget. Bugget a fost primul, absolut primul server mare pe care am jucat. De fapt, s-ar putea să fie primul server de SAM pe care am intrat. Nici nu mai știu exact. Și, na, la vremea aia, frate, în 2000, nici nu mai știu, 2013 sau 2014, chiar nu mai mi-amintesc. Frate, era 1000 din 1000 și recunoașteți voi. Și acum mai este bugul ăla că apar oameni insane din față pentru că se generează greu. Asta e problema la hostul Bugget sau la server. Nu știu dacă este problemă de script sau... Eu cred că așa a fost el dintotdeauna. Frate, câteodată m-a apucat râsul. În loc să mă enervez, m-a apucat râsul că mi-apăreau oameni în față și intrau în mine și mă bupuiau. Asta e și un minus și un plus, că te ia... E o chestie de amuzament și de cum îți place să joci. A doua fază este că am văzut un comentariu la altcineva și are dreptate. Bugget și OG Times, poate s-ar putea și Bizon, să fie niște GTA San Andreas-uri mai originale. Fără atât de multe modificări, adică în script au modificări, dar în mare nu. Ruby face o diferență, nu știu dacă de bine sau de rău, în funcție de cum vă place vouă, pentru că fiecare are gusturi diferite. Dar na. Hai că am și câștigat. Bă, dar asta e. Hai să lăsăm pe o să câștige. Ca să-i cum... That's it. Huh. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? Stați puțin să pun pauză ca să-mi fac și eu. Încheierea, deci, sper că v-a plăcut și că nu vi s-a părut că am zis prostii sau ceva de genul. Și uite un lucru, dacă tot ați ajuns până aici, eu cred că n-ar trebui să existe nicio rivalitate între comunități, frate, să se facă un forum mare și toți copiii și adulții, că sunt și adulți care vor rivalitate, să primească bani, frate, sau un mute sau ceva. Să se ajute comunitățile între ei cu scripturi, cu idei. Nu neapărat să fie același game mode, dar să fie ajutor acolo între scripturii aia mari care există în România. Să facă ceva frumos pe fiecare server. Gen pe... Stați așa să mă gândesc. Pe Ruby un sistem de roleplay, hard roleplay, care să funcționeze chiar bine și să poți să intri când vrei tu acolo. Pe Bugget să-ți faci rate la bancă. Poți să fii inventiv și să-ți pui orice fel de idee și de întrebare.
Dar nu cred că o să se ajungă la asta, să fie atât de frumos să se înțeleagă comunitățile. Așa că sper că v-a plăcut acest video, dacă v-a plăcut dați și voi un subscribe. Nu vreau like-uri, adică nu mă deranjează dacă dați like, dar eu nu vă cer like-uri. Pe live-uri vă mai cer. Bă, nu știu, eu mă simt cam nașpa că Sampo a început să cadă și nu înțeleg de ce, pentru că lumea zice că vor să joace jocuri mai noi. Păi stai, frate, că dacă ai între 14 și 20 de ani aproximativ, o să joci jocul ăsta până vai de capul tău, până când poți să-l modifici. Deci am văzut Sam care arată ca mai șmecher ca GTA 5, pe bune acum. De ce ai vrea să joci jocuri mai noi? Bine, înțeleg că sunt mai bine optimizate și așa, dar na. Hai că am ajuns și la sfârșit. Dacă v-a plăcut, dați subscribe și lăsați un comentariu cu părerea voastră. Care este cel mai bun server și de ce? Și dacă vi se pare bună ideea de a uni comunitățile. Sau măcar de a se ajuta între ele fără a mai fi vreo rivalitate sau ceva. Sper să aveți o zi bună. Eu am fost Băguitorul. Pa, pa!